Italia a marcat ziua Republicii, aflată la cea de-a 75-a aniversare. În timpul ceremoniei, avioanele grupului de acrobatici Frecce Tricolorii au zburat peste Roma, lăsând pe cer o urmă a culorilor steagului național. Cu toate acestea, la fel ca anul trecut, din cauza pandemiei coronavirusului, parada tradițională nu a avut loc. Președintele italian Sergio Mattarella a subliniat că respingerea războiului ca instrument de soluționare a disputelor internaționale rămâne neschimbată. Șeful statului a cerut de asemenea unitatea țărilor UE în lupta împotriva pandemiei. Reprezentanții conducerii superioare a Italiei au depus o coroană de flori la memorialul Altarul Patriei din centrul capitalei. La 2 iunie 1946, ca urmare a unui referendum constituțional în care femeile au primit și dreptul de vot pentru prima dată, aproape 55% dintre italieni au favorizat o formă republicană de guvernare care să înlocuiască monarhia. Pentru prima dată, în 1948, au avut loc evenimente festive cu ocazia acestei zile.